noastră fraza din manualul de istorie de clasa 8-a pentru copiii de 13, 14, 15 ani, să zic. Cum ar suna fraza despre Revoluția Română? Deci în România s-a declanșat și desfășurat o revoluție între 14 decembrie 1989 Iași și 20 mai 1990 alegerile libere, și în interiorul acestui fenomen am avut de-a face cu instigare internațională, diversiune internațională la Timișoara, revoltă populară la Timișoara în 20 decembrie, diversiune la mitingul din 21 organizat pentru răsturnarea lui Ceaușescu, represiune în noaptea de 21 spre 22, revoltă populară în dimineața de 22, lovitură de stat militară în dimineața de 22, diluarea revoltei pentru că ea n-a reușit să-și construiască proprii lideri, preluarea puterii de către un grup complotist sprijinit de Uniunea Sovietică și recunoscut de Uniunea Sovietică, declanșarea unei diversiuni teroriste pentru a anihila și distruge serviciul secret al țării, indiferent cât de porniți împotriva securității am fi, și stabilizarea puterii nou constituite, care s-a sprijinit fundamental, așa cum de altfel este și scris în fraza din comunicatul Frontului Salvării Naționale, pe armată. Cheia acestor fenomene, deci cheia întregului fenomen petrecut între 14 decembrie 1989 și 20 mai 1990, este armata. Acolo trebuie cercetată, studiată și înțeleasă întreaga desfășurare a acestor evenimente. Cum a participat, a fost implicată în mod criminal de către Ceaușescu la represiune și cum s-a salvat printr-o serie de acțiuni diversioniste. Sigur, noi discutăm despre anumiți lideri ai armatei, nu de instituția... Eu vorbesc de 162 de morți și de 942 de după 22. Da.